În dimineața zilei de 11 martie 2023, preasfinția sa Alexandru Mesian, episcopul eparhiei greco-catolice de Lugoj, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani la Spitalul Municipal din Lugoj, după cum anunța biroul de presă al eparhiei greco-catolice de Lugoj. A fost un păstor blând și smerit care l-a iubit și l-a slujit cu bucurie pe Domnul și biserica sa, lăsându-ne o mărturie de credință exemplară pentru care îi suntem profund recunoscători, a scris preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul diecezei de Iași, în scrisorile de condoleanțe pe care le-a trimis prea fericirii sale cardinal Lucian Mureșan, arhiepiscop major al arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, și preasfinției sale episcop auxiliar Ioan Călin Bot, episcop auxiliar al eparhiei greco-catolice de Lugoj, cele două scrisori purtând și semnăturile preasfințitului Petru Sescu, episcop auxiliar, și preasfințitului Petru Ghergel, episcop emerit. Ne dorim și noi în emisiunea noastră de astăzi, în minutele care urmează, să înțelegem cine a fost acest mare episcop despre care, iată, se spune că este și a fost un păstor blând și smerit, și vom face acest lucru alături de invitatul nostru. Mă bucur să-l salut în studioul nostru pe părintele Iosif Dorcu, decan de Lourdes, dar acum în calitate de preot care l-a cunoscut bine pe preasfințitul Mesian. Lăudat să fie Iisus Hristos, părinte, și mulțumim pentru prezența în emisiune. În vecii vecilor, și chiar mă bucur să evoc, să fac un medalion al acestui om care cred că a impresionat pe toți. Acest maramureșan, jet be jet, acest om cu blândețea lui de, eu știu, din nordul țării, care a avut un itinerar lung, greu, dar în cele din urmă încheiat cu mult succes și frumos de tot, ca episcop de Lugoj. Sigur că ne-am intersectat de multe ori, cred că de 30 de ori ne-am intersectat în viața noastră, și totdeauna m-a impresionat, și de aceea cred că astăzi, acum când suntem în preajma înmormântării sale, să afle și ascultătorii RCSFM de ce este mare, de ce este important, de ce a avut un rol deosebit în istoria Bisericii Catolice, Greco-Catolice în România, în speță a Bisericii Greco-Catolice, a Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj. Da, Lugojul este o eparhie. Poate pentru ascultători din Moldova e mai rar întâlnit acest nume, îl folosim de obicei pentru Biserica Greco-Catolică, iar episcopia sau eparhia de Lugoj, care a apărut în anul 1853, împlinește anul acesta 170 de ani. Sigur că are o istorie grea, lungă, această episcopie. Sigur că până în 1948 a fost totul normal. Dar încă o paranteză, de ce la Lugoj? Știți că există o regulă în care nu pot exista doi episcopi în același oraș. Uh-huh. Și pentru că Timișoara deja era gazda episcopiei romano-catolice de la Timișoara, atunci Lugojul a fost sediul, scaunul episcopal greco-catolic. Să revenim puțin la preasfințitul Mesian. Sigur că s-a născut în 1937, iată că are 86 de ani. A fost ființit în același an cu preasfințitul Petru Gherghe, în 1965. Se spune că în 1957, când a revenit seminarul la Iași, a venit și el, s-a înscris la seminar, dar pentru că era de origine greco-catolică, a fost total împiedicat. Sigur că a urmat niște cursuri în particular și a fost ființit în același an, 1965. După aceea a lucrat, dar se spune că venea la Cacica cu grupurile de maramureșeni care veneau în pelerinaj. Aici aveau voie cât de cât să vină, și atunci el a fost legat și de Moldova, se spune. Deci, în mai multe privințe a fost legat, și că a venit la Iași, dar și apoi prin Cacica. Apoi, sigur că în 1994, preasfințitul Ioan Ploscaru își încheia misiunea sa, vom reveni puțin asupra lui, și intra ca episcop coadjutor episcopul, noul episcop, Alexandru Mesian. Să mai spun că el mai are un frate preot la Baia Mare, Simeon Mesaroș, care a fost sfințit în 1973 mai târziu și a construit, sigur că a fost rector și profesor la seminarul la Institutul Teologic din Baia Mare, dar apoi a construit și Biserica Sfântul Anton. Mulți se miră că de ce e așa
prea latină parcă biserica sa, dar sigur vom reveni și asupra acestui aspect. Așadar, erau doi frați preoți, dintre care în 1994 Alexandru Mesian devine episcop coadjutor de Lugoj, sfințit sau hirotonit la Blaj de către actualul mitropolit major, cardinalul Lucian Mureșan, și împreună cu preasfințitul Ioan Ploscaru de la Lugoj și cu George Guțiu de la Cluj. Așadar, iată, 1994. Dar eu aș vrea să fac așa, cred că avem timp, 5 minute, să fac un mic, să spunem așa, o mică istorie a preluării bisericii, pentru că biserica aceasta în 1948 a fost închisă, catedrala din Lugoj, mă refer. Era atunci, astăzi, fericitul Ioan Bălan, episcop de Lugoj, a fost arestat în noiembrie 1948. Se spune că și-a lăsat straiele sale, veșmintele sale episcopești pe gardul bisericii și n-a mai intrat după aceea pentru că a fost arestat și a murit în închisoare. Preasfințitul Ioan Ploscaru, pe care l-am cunoscut și am stat foarte mult cu el, am locuit la el un timp, a fost sfințit de urgență, așa era în 1948, de către nunțiul O'Hara împreună cu alți doi episcopi, doi preoți mai tineri, era vorba de cardinalul Alexandru Todea și de Ioan Dragomir, episcopii care au urmat imediat după Revoluție, să spunem. Și în 1964 s-au eliberat din închisoare el, preasfințitul Ioan Ploscaru, un preot Dumitru Sălejan și un altul, părintele Tiut. Și-au locuit la Lugoj, dar n-au putut intra niciodată în catedrala lor. Eu am ajuns la Lugoj în noiembrie 1989, și până atunci el venea în fiecare duminică, preasfințitul Ioan Ploscaru, mă refer, cu un palton lung, intra, când se deschidea biserica la ora 7 dimineața, în confesional, stătea acolo pe timpul liturghiilor și după ce pleca toată lumea, se întorcea acasă. Bun, deci biserica a fost n-a fost în proprietatea lor până în ianuarie 1990. Dar să mai iau încă un fir istoric pentru a înțelege și mai bine. Eu eram la Gherești în anul 1986 și venea aici un părinte. Un părinte care m-a impresionat totdeauna, se chema Dumitru Sălăgean. Venea la Gherești de sărbători. Mergea acasă și el ne-a spus că acolo este o liturghie în limba română, dar o fac preoții maghiar și german și cam greu. Pentru că la Lugoj, iarăși altă istorie frumoasă, din 1986, părintele Iosif Mareș a introdus o liturghie în limba română. Lugoj a fost, cum să spun eu, un fel de pionerat în limba română dincolo de Carpați. Bun. După aceea el a plecat, a venit părintele, eu de la București mai mergeam acolo cu părintele Sălăjan, și după aceea a venit părintele Iosif Budău, care a continuat foarte frumos în 1989, martie-septembrie. După aceea a plecat și pentru că eu mai fusesem pe acolo cu părintele Sălăjan, preasfințitul Petru Gheorghe, el mi-a zis, dacă vrei să mergi la Lugoj, m-aș bucura. Și așa ajung eu la Lugoj, în perioada în care biserica încă era închisă. Deci toți greco-catolici și cu romano-catolici din Moldova, erau foarte multe tinere sau muncitori la fabrica textilă de acolo, era o liturghie foarte, foarte bine pusă la punct de înaintașii mei, Părinte Iosif Mare și Părinte Iosif Budău, și acum sigur că eu intram în această, să spunem, conjunctură foarte frumoasă. Vine Crăciunul 89 și aici cred că este ceva care ar trebui să rămână în istorie. A treia zi de Crăciun, și aici vreau să fiți atenți, a treia zi de Crăciun, când tot era tulbure, nimeni nu știa ce se va întâmpla, părintele Dumitru Sălăgean merge și bate la ușa protopopului Ștefan Sigriș, ortodox, și spune, dați-ne cheile. Ce curaj și ce inițiativă, da. M-am bucurat. Probabil, protopopul nu știa ce să facă atunci, i-a dat cheile, dar cred eu, și mai aici iarăși interesant, cred că a fost... S-a discutat și cu marele mitropolit Nicolae Corneanu, care a zis da, dați-le. Și atunci Biserica Greco-Catolică a intrat imediat în luna următoare, în 20, cred că era 21 ianuarie, a intrat în biserică.
a fost o ceremonie excepțională, pentru că mi-amintesc că a fost transmisă și la Radio Timișoara. Atunci am vorbit și eu prima dată la un microfon radio oficial. Bun. Știu că eram eu la liturghie la ora 9 în acea zi, a venit preasfințitul Ioan Ploscaru și mi-a zis să consacre, părinte, două hostii, una pentru liturghia Sfinției tale și una o să mergem cu ea în procesiune la biserica noastră. Și cred că eram vreo 25 de preoți, printre care și actualul episcop de Timișoara, preasfințitul Iosef Ceaba Pal, și am mers într-o procesiune și am intrat așa, nu știu cum să spun, cu multă solemnitate în biserică. Era prima, după ce cealaltă s-au dat mult mai greu, dar asta a fost așa de pașnic, așa de frumos și așa de solemn, am intrat în biserică. Așadar, iată, biserica greco-catolică din Lugoj intra în drepturi foarte repede și foarte bine prin acest părinte Dumitru Sălăjan. De ce spun de el? Pentru că în momentul în care a ajuns episcop preasfințitul Alexandru Mesian, m-a chemat la Lugoj să-mi spună: te-aș ruga să vii, părinte, să faci o conferință despre părintele Sălăjean. Sigur că aveam istoria la Gherești, aveam istoria dinainte de Revoluție și așa mai departe. După aceea, cu preasfințitul Alexandru Mesian, ne-am întâlnit, cred că anual ne întâlneam, din mai multe motive. Unul, pentru că el mă chema des să vorbesc despre istoria în care eu eram martor acolo, pentru că am fost între 1989 și 1994 la Lugoj. Și atunci el știa că am fost martor, oarecum, al acestor momente excepționale din istoria bisericii lor. De aceea ne-am întâlnit, după aceea el a fost la conferința episcopală responsabil cu ecumenismul și aici la Iași preasfințitul Petru Gherghel m-a numit pe mine și atunci ne întâlneam, pentru că el ne aduna în fiecare an pentru a vedea, pentru a urmări ce se întâmplă în fiecare parte a țării și sigur că erau foarte diferite situațiile. Știu că odată mi-a zis așa foarte elogios, zice: eu admir și mă inspir din ceea ce face preasfințitul Petru Gherghel la Iași. Zice, nu știu, este excepțional. Și el era, sigur, de o umilință mare și urmărea și spunea tot așa, întreba tot timpul. De aceea el cu Iașul, iarăși revin și spun, a avut așa un fel de slăbiciune pentru Iași, feblețe pentru Iașul nostru. Banatul, pe de altă parte, și cred că a fost bine că a fost acest părinte maramureșan cu spiritul său de blândețe și de împăcare, împăciuitor, pentru că Banatul mai are ceva interesant. Este un teritoriu în România multicultural, multiconfesional și multietnic. Acolo trebuie să ai... E și frumos acest lucru. Cred că e mi-a frumos, plăcut e provocator. Da, mi-a și plăcut acest lucru, sigur, la interferența cu, și cu ungurii, și cu germanii, și vabi, și cu bulgari, și cu cehi, și cu slovaci, cu toți din biserică de acolo. Tocmai de aceea, cred că preasfințitul Alexandru a avut niște relații extraordinare și cu preasfințitul Corneanu, cu care știm că au mai fost și multe întâlniri și multe, chiar și poate acel moment mult discutat de la Arad din 2008, dar vreau să spun că a fost un spirit al împăciuitor în acest context extraordinar. Ce aș mai aprecia eu la acest mare și blând păstor? Mai întâi de toate, el este un om care a iubit-o pe Sfânta Fecioară Maria. Are și o carte, dar trebuie să spun că în dieceza sau în eparhia de Lugoj există un sanctuar vechi, din 1930 ceva, cred, la Scăiuș. Se află pe drumul dintre Lugoj și Reșița și preasfințitul a pus mult, mult suflet, ba chiar a construit și o biserică nouă, un sanctuar nou, aș spune eu, aici la Scăiuș. După aceea este un om care a pus bazele tuturor parohiilor, cred eu. Preasfințitul Ioan Ploscaru era un om sfânt, un om spiritual, nu știu dacă foarte practic, însă cu părintele Sălăjean, care a devenit ulterior vicar general, și cu preasfințitul Alexandru, au pus bazele unei eparhii foarte, foarte, foarte bine puse la punct. Să spun că nu e mică, se întinde pe teritoriul a trei județe, Arad, Timiș,
Cara Severin, dar și cu parohii în Hunedoara până la Orăștie, și după aceea în sud până la Orșova, în județul Mehedinți, adică are o întindere mare și care cam toate, cred eu, acum au și biserici și parohi. Iarăși eu insist pe acest aspect, că cred că buna înțelegere între preasfințitul Mesian și mitropolitul Corneanu au făcut ca Banatul să fie un fel de model de conviețuire între Biserica Ortodoxă și cea greco-catolică, chiar dacă în alte părți ale țării, să spunem, mai sunt încă momente tensionate. Apoi, el este un om care a fost mult mai aproape decât alți episcopi, să spunem, de Biserica Latină. De ce? Sigur, fratele său, spuneam că a construit o biserică la Baia Mare aproape latină, dar eu nu l-am văzut niciodată pe preasfințitul Mesian cu altfel de reverendă decât cu cea pe care o poartă episcopii latini. Nici cu engolpion, nici cu acea mantie lungă pe care o mai poartă episcopii orientali, era totdeauna ca un episcop latin, adică a vrut, cred că, să păstreze această, să-i spunem, legătură sau să-i această asemănare, această catolicitate, dacă vrei, cât mai aproape de toți episcopii din Biserica Latină. Și apoi mai era ceva care m-a impresionat. Cred că era în 2015, când preasfințitul Petru Gherghel a primit o scrisoare de la Papa cu ocazia aniversării 75 de ani de viață, 50 de preoție și 25 de episcopat. Și știu că mi-a spus, uite, zice, această scrisoare, dacă ai vrea să o traduci, să o punem și pe Ercis. Am tradus-o, a văzut preasfințitul Mesian și în același an și el împlinea acei 50 de ani de preoție. Papa a scris și lui o scrisoare, mai lungă parcă, și văzând că am tradus aceasta, m-a sunat personal pe mine atunci, în acel an, și zice, părinte, tare, te-aș ruga, tradune și nouă această scrisoare. Și după aceea, sigur, când am venit aici la Iași, am fost așa, ne-am întâlnit și mi-a mulțumit foarte frumos, dar vreau să spun, era un om așa de recunoscător, așa de nu știu, la suflet, dacă aș fi să fac un portret acum, așa cum știm noi, maramureșeni, aș pune o pălărie pe cap, așa, cu blândețea lui, și ar fi, cred că, un om așa, să-l îmbrățișez, nu altceva, de o blândețe care chiar copleșește și cucerește. Cred că aici a fost unul din naturile sale, n-a fost, cred că, un om al conflictului niciodată, și de aceea eu consider unul dintre episcopii sfinți ai zilelor noastre. Și a fost cumva, din ceea ce ne povestiți, omul potrivit la locul potrivit, ținând cont de toată acea situație și tensionată, îi putem spune, în care a fost ales și apoi a continuat să preia această eparhie, faptul că, așa cum spuneați, el s-a înscris aici la seminar la Iași, dar nu a fost acceptat și practic a studiat singur și a dedicat mult timp studiului, pentru că își dorea foarte mult. Ceea ce își dorea el cel mai mult era să fie preot al lui Hristos, indiferent unde va ajunge să slujească, și negândindu-se, bineînțeles, că va ajunge neapărat episcop. Da, cred că s-a format și la acea, să spunem, clandestinitate. 25 de ani, să nu celebrezi niciodată liturghia în public, să stai doar prin case și cu 2-3 creștini. Deci cred că l-a întărit. Apoi, mai cred încă ceva. A continuat foarte bine ceea ce poate preasfințitul Ioan Ploscar n-a reușit cu spiritul său, om epuizat fizic de 14 ani de închisoare, dar a preluat, spunem, spiritualitatea lui puțin, dar apoi eu cred că a fost foarte ajutat de acest părinte Dumitru Sălăjan, pe care îl admir din toate punctele de vedere, și a continuat foarte bine acest lucru pe care el, om mai practic, iarăși pe un maramureșan de cealaltă cu coasa pe spate, a continuat și a pus la punct, dacă vrei, din toate punctele de vedere, această dieceză, această eparhie. Nu știu, n-am acum prezent în mintea mea câte parohii sunt, dar sunt foarte multe. Și mai ales că încă rămâne acel spirit pașnic al Banatului. Nu cred că avem în multe zone ale țării această conviețuire, dar frumoasă tare, între, eu știu, cred că sunt 10
naționalități care fac parte, 8 știu eu că Biserica Romano-Catolică din Timișoara celebrează liturgia în 8 limbi. Asta știu sigur în diferite parohii, dar în același timp și Biserica Greco-Catolică se desfășoară sau se dezvoltă în același context lingvistic și etnic. Multilingvistic și multietnic. Sunt așadar multe calitățile pe care le regăsim în viața preasfințitului Alexandru. Cu ce rămânem sau ce ne învață? Cum să păstrăm în continuare memoria lui vie, ținând cont de exemplul pe care ni l-a dat în viața lui de zi cu zi, ca episcop, ca preot, ca om care iată a știut să îmbine toate aceste diferențe și să le aducă până la urmă la un numitor comun? Eu cred că l-aș încadra în ceea ce spunea Sfântul Francisc de Sal. Mai puțin poți să câștigi cu o linguriță de miere decât cu un butoi de oțet. Adică el a condus foarte bine cu acel spirit cu adevărat evanghelic al blândeții. Și dacă ar fi să-i pun un citat, a spune fericiți cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Așa spune și el, fericit preasfințitul al mesian, pentru că cu blândețea lui a reușit să pună, iată, în aproape 30 de ani o eparhie, să spunem, aproape de la zero, nu chiar, dar aproape de la zero la aceste performanțe pe care le are astăzi eparhia de Lugoj. Da, impresiona. Pentru mine, cel puțin, era totdeauna un om impresionant care parcă se umilea în fața noastră, preoților care ne întâlneam și punea întrebări. Și a pune întrebări înseamnă să te umilești. Este un fel de smerenie. Dar punea întrebările așa de natural, așa de la suflet. Adică chiar le punea serios, nu pentru a face, din complezență, da. De aceea eu spun că rămâne un păstor blând, care a știut să se bazeze și pe Sfânta Fecioară Maria și pe Harul lui Dumnezeu. Repet des cuvântul har. Dacă veți citi, și eu recomand să mergeți în arhivă, să citiți scrisorile sale pastorale, nu sunt complicate, dar sunt din suflet. Totdeauna am văzut acest lucru. Nu voia să epateze prin, diferite formule teologice, dar o spunea din suflet totdeauna. Și de aceea cred că aici era farmecul pastoralelor sale, ca a unui bunic care vrea să învețe nepoții săi cu cuvinte frumoase. Chiar și vocea l-a ajutat în acest sens. Exact. Asta numai... Da, dar zic, o făcea cu multă, multă bunătate și blândețe. Am descoperit și noi această bunătate și blândețe chiar și la Radio CSFM, pentru că de fiecare dată, atât de Crăciun cât și de Paști, ne oferea gândului și pentru ascultătorii CSFM și încurajarea, exact cum ați spus dumneavoastră, cu simplitate, cu bunătate, fără să caute, să spunem, formule foarte complicate, dar astfel încât să fie cu adevărat o încurajare pentru credincioși, indiferent de ritul în care sunt. Da, el a fost oarecum transferat cu spiritul său maramureșan în Banat, dar le-a continuat, le-a îmbinat foarte bine. De aceea eu rămân cu, și chiar vreau să las pe ascultătorii cu această impresie, un om al lui Dumnezeu, dar care știe să facă lucrurile bine. Cam așa aș găsi eu, iată, ultimile atribute pe care le-aș pune eu. Un om blând, un om modest, un om înțelept din Maramureș, un om al lucrurilor bine făcut și cu mare, mare bunăvoință față de toți. De orice, știu că la întâlnirile noastre cu ecumenismul în fiecare an ne aduna la Blaj sau la Lugoj și ne asculta pe fiecare, așa parcă sorbea ce spune fiecare din zonele din care veneam. De aceea eu spun că a fost un om și al dialogului, dar și al ascultării în același timp. Mulțumim mult, Părinte Iosif, pentru aceste cuvinte și pentru acest moment istoric la care luăm și noi parte. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni l-a oferit. Îl însoțim cu rugăciunea noastră pe preasfințitul Alexandru și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace și, bineînțeles, să îl răsplătească pentru tot binele pe care l-a făcut. Fericiți cei blânzi, că cei vor moșteni pământul și cred că Dumnezeu va răsplăti și mă rog pentru ca ea să-l primească cu adevărat în rândul apostolilor săi pentru veșnicie. M-am bucurat că l-am cunoscut și încă ceva să adaug. Am urmărit ieri, astăzi, mesajele care vin și parcă toți care scriu
pentru el sau despre el, nu-i văd triști. Și asta e foarte interesant. Mesajele n-au un aspect trist, ci au un aspect în acesta de bucurie că l-au, că a existat, exact, de bucurie că l-au cunoscut. Foarte interesant. De obicei mai scrie lumea, vai că a dispărut. Nu, aici spune ce bine a făcut preasfințitul mesian în viața sa. De aceea eu cred că Dumnezeu va răsplăti și chiar mă rog pentru asta. Mulțumim, Părinte Iosif, iată, a fost alături de noi până în acest moment, Părintele Iosif Dorcu. Am vorbit despre preasfinția sa, Alexandru Mesian, care, așa cum bine știți, a fost depus în Catedrala Coborârea Sfântului Spirit încă de sâmbătă, 11 martie. Funeraliile vor avea loc în ziua de miercuri, 15 martie, la Catedrala Coborârea Sfântului Spirit din Lugoj, de la ora 10, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, iar de la ora 12, slujba înmormântării.